Bună dimineața! Este vineri, am îmbrăcat copiii pentru școală, grădiniță și astăzi filmez. Mama a dat drumul la găini de dimineață. Copiii sunt aici cu mama. Bună dimineața, mama! Bună dimineața! Ce faci? Eu plec la culez la vie, la câmp. Aștept căruța. Am ieșit în drum. Ies și copiii. Voi ieși și copiii. Duc copiii la școală și la grădiniță. Mama este aici și a pus toate selea în găleată. E îmbrăcată, că ea pleacă la... Plec la culez la vie, la câmp. Acasă am cules-o, culeg la câmp. Am fost și ieri și astăzi. Mama este la cules la vie. Copiii sunt la școală, Nicola la școală și Ștefan la grădiniță. Eu sunt acasă. O să ia butoiul ăsta de aici, cu tișcoghină. Și o să-l duc să-l dau la găini și pe urmă să-l spăl, că nu stau degeaba. Trebuie să dau mâncare la pui, că mama nu a dat. O mâncat și s-o pregătit să plece la cules la vie. Deci eu butoi de aici și-l răstorn la găini și după să-l spăl. Am cărat toată tișcoghina aici și la găini, am dat-o aici jos la găini. Am spalat și butoiul și pun butoiul la locul lui, că nu-l mai folosește mama. O să mustuiască aici și în cada asta. Trebuie să o spăl și trebuie să-i pun acolo sătaia unde nu... Ca să nu fie, să nu iasă boghițele de la poamă în, la rubinet acolo. Adu mâncare la pui. Trebuie să aduc și apă, ca seară nu am mai adus apă la pui. Și stei și ligoale. Și aduc acum apă și să le dau mâncare. Am dat mâncare la pui. Am pus și apă în tej. Ia uitați. Aici mănâncă și acolo. Am pus apă. Că nu aveau nici apă, mama n-a mai făcut ea. Să mai dea ea mâncare la pui. Ca să nu fie obosită când ajunge la vie. Mama o cules și ieri la vie. Și s-o duc și astăzi ca să termine. Și am dat eu acum de dimineață mâncare și apă. După ce aduc copiii de la școală, o să vreau să culeg niște mere, să fac niște nectar de mere. Am adus copiii acasă, aici am, o să vă arăt ce am făcut și am lucrat eu cât au fost copiii la școală. Aici am cules roșiile care le-am mai avut în grădină să le pun la murat, aici am pus niște ardei, tot așa i-am cules să-i pun în frigider. Aici am varza asta, o să fac varză călită, o să fac mâncare de varză cu bulion. Și copiii nu mănâncă varză. O să le fac niște cartofi prăjiți cu salată de varză lor. Deci eu toc varza și o pun la fiert. Am pus mâncarea să se facă la foc. Aici am pus varza. Am frecat varza cu sare.
Am pus ulei și o leacă de apă. Aici am pus cartofii, să fac cartofi prăjiți la copii. Aici am făcut salată de varză la copii. Am făcut mâncarea la copii. Am pus și roșii, salată de varză verde, cartofii. Și dau la copii să mănânce. I-am făcut acum. Aici am varza, fierbi varza, o să-i pun și bulion. Eu folosesc bulion dintre la sultan. Pun capacul, o să pun și din mămăligă. Cât fac mâncarea, eu pun și murături. Deci pun și murături cât fac mâncarea. Am pus murături dintre astea așa verzi, că am cules din grădină. Am cules roșiile din grădină, murăturile. Și îmi pun și murături la murat. Varza este gata imediat. Mămăliga, o am pe foc. Și aici sunt murăturile care le-am pus. Borcanele astea. Deci cât am făcut mâncare, am pus și murături. M-am să pun și murăturile astea. Copiii au mâncat mâncare. Acum o să mănânc și eu. Nu mănânc mâncare până când nu aduc copiii de la școală ca să mănânc prânzul cu copiii. Fac mâncare după și aduc copiii de la școală ca să mănânce și copiii mâncare caldă și mămăligă caldă și mănânc cu ei prânzul. Mama nu este acasă acum. Este la cules la vie și o să mănânc și ea varză când o să vină și răstor mămăliga și mă pui și o să mănânc cu mămăligă caldă, cu varză și cu ardei iute. O veni mama acasă de la vie, o terminat, o mânca varză și ea, o găsă mâncare caldă. Da, mama, ai găsit mâncare caldă? Da. Și varză caldă și mămăligă caldă. Da. Și mama se pune să o odihnească. Duși să culce, că e obosită. Și pe urmă mă stuiesc. Asta așa au avut mama, batic în cap, bluza asta, și-o terminat de cules la vie și să, acum duși să odihnească mama, că e obosită, e plecată de dimineață de acasă. Am pregătit și fișele la copii. Astăzi am desenat aici strugure. Mama o cules la vie și așa am desenat eu strugurii, am făcut și frunze și asta și copiii o să coloreze. Copiii colorează strugurile care eu le-am desenat. Am lăsat copiii să coloreze și să vă arăt ce am făcut cât au fost copiii la școală și mama la vie. Am smuls de aici și ardei iuți, tufele și vă arăt unde i-am pus. Acolo mai am niște ardei, încă nu i-am smuls, că o să-i culeg pe toți care sunt. Și eu o să-i tai și o să-i pun în ladă la congelat. Aici am scos harajii toți, de la roșii. Roșiile care au mai fost bune, le-am cules și le pun la murat. Am scos și, am smuls și roșiile, le las aici să usuci. Am scos și vinetele, că astea vinete care le-am făcut eu. Mama aici a tufa asta de roșii, pe asta n-a smuls-o, că ia uitați. Deci pitufa asta de roșii n-a smuls-o, am lăsat-o că este verde și am lăsat-o. Mai am de tăiat și păpușoii ăștia că n-au făcut nica, deci și păpușoi. Deci asta am făcut cât a fost copil la școală, am făcut aici și am
Am smuls roșiile și ardeii și vinetele de aici. Aici am scos harajii, i-am curățat de ață. Asta e sârma care era prinsă la haraj, legată la haraj. Harajii ăștia o să-i strâng și pe ei de aici, nu-i las aici. În butoiul ăsta am făcut asar urluială. Deci am făcut eu urluială, cât a fost mama la vie, eu am făcut urluială și în butoiul și ala. Am făcut și în butoiul ăsta, dar aici o țin așa cu sac, că se urcă găinile în butoi și mână cu urluială. Am pus și moara aici. Acolo am niște roți, caușicuri de la mașină. Ăsta e vinul care l-a făcut mama din butoiul din Tișcoghena, care când a răvășit ea în ziua și ea n-a mai arătat cât vin a făcut. Ăsta a făcut, ăsta e vin de la poama de la noi din grădină. Așa a ieșit ăsta, culoarea asta, cu amestecat albă cu neagră. Și a ieșit culoarea asta. Deci ăsta e vin făcut de la noi din grădină. Și aici am pus eu ardeii. Deci așa am pus cui în perete și ardei cu tot cu tufă așa pe perete și lasa așa sus și când avem nevoie luăm de aici așa când ne trebuie. Deci așa. Și o să mă pun să culeg merii, ca să pun merele la foc să fac nectarul de mere și vă arăt cum fac nectarul de mere. O să culeg merii și de astea. O să iau și de aici merii și o să iau și din copacul și la merii. O să fac amestecat. Am cules merii. Am luat și așa și de astea. Am adus și unul ăsta, că o să pun la fiert în și unul ăsta. Aici așa, eu am blender dintre ăsta așa și o să-l folosesc pe ăsta. Și spăl merli și le tai în cuburi ca să fiarbă mai repede. Am tăiat merele așa cuburi. O să pun apă cât să cuprind merele și după o să-l pun la fiert. Am pus apă cât să cuprind merele. Acum o să pun capac. Am pus și capacul și las să fiarbă merele. O să pun să frământ și niște aluat ca să fac niște turti calde. Așa au colorat Nicola strugurile. Deci strugul ăsta este desenat de mine și Nicola l-a colorat. Am zis cum o cules mama la vie ieri și astăzi. Zic să fac ca și activitate tema strugurii. Iar aici eu colorat Ștefan. Strugurile este desenat de mine. Tot tema culesul la vie și ca și temă de colorat are tot strugurii și Ștefan. Așa au colorat Ștefan strugurile. Asta este activitatea la copii de astăzi. Strugurii.
Am spalat cada, am pus și acolo ca să nu intri boghiță de poam în rubinet. Deci cada este spalată, am spalat-o. Mama când vine numai cât să mustuiască, să dea la zdrobitor. Aici am aluatul la dospit să fac turtii. Merele sunt opriti, o fiert. O să iau și unul de aici. Și o să dau, o să pun, să dau cu blenderul. Aici am mai pus roșii. Am pus roșii la murat. Am pus și verde și roșii. Am peste aici, dar peste le las, mai facem salată. Să pun, să blenduiesc merele. Merele le lăsați la fiert până când să fierb merele. Puneți apă cât să cuprindeți merele și acum eu le blenduiesc. Deci l-am blenduit cu blenderul. Deci așa. Am terminat de dat prin sătă merele. Aici sunt resturile care au ieșit de la mere după ce am dat prin sătă. Și aici ai dat prin sătă. Am dat prin sătă să iasă așa, să nu iasă cu resturile de la măr. Deci așa este. Este destul de consistent și dacă îl dați prin sătă, deci așa e consistența. Și acum eu o să-i pun zahăr. Deci zahăr îi puneți după gust. O dospit am luat, mă pun să fac turtii, am spalat și tigaia, tu mi-a spalat aici blatul, astea sunt sticle care mi-au ieșit din nectar, ăsta este nectarul din mere, deci sticlele astea au fost bulion, eu le-am spalat, le-am ras eticheta de pe sticle, deci nectarul de mere, asta este. Am pus să fac și turte. La copii am făcut turte, am pus pate dintre asta buceci și li pun pe turte, am pus pateul, a luat Nicola și o duc și lui Ștefan. Fac și gogoș. Am făcut și turtă. Am făcut și gogoși, au mâncat și copiii, au mâncat și eu, au mâncat și mama. Mama dă la zdrobitor și eu car. Mama închide aici unde au fost sașii. Am terminat de mustuit, mama a închis ușa aici. Am mustuit. Am terminat de mustuit. Zdrobitorul este aici. Trebuie spalat. Găinile. Am terminat de mustuit și merg să dau mâncare la pui. Astăzi la nectar am luat mere din copacul ăsta și am luat mere și din copacul celălalt. Ia uitați și trandafirii are mama aici la ghiveci. Sunt înfloriți. Au și boboși. Și aici are boboc. S-a uscat floarea, tăiați floarea uscată și ia uitați. Are boboc. Da, eu am tăiat de acolo și are boboc. Dacă v-a plăcut și acest clip, vă rog frumos să vă abonați, să-mi lăsați like,
Vă mulțumesc frumos pentru like-uri, pentru vizualizări, pentru abonări și până data viitoare să fiți sănătoși și aveți grijă de voi. Vă mulțumim frumos!